aici, la înmormântarea Gabrielei Mazăre. Nu, nu de asta, ca locuitori, cum spun. Așa ați venit să fiți alături de Radu Mazăre, oarecum? Ați cunoscut-o? Nu am fost personal, la televizor, am interviu. Și v-a emoționat tragedia familiei? Cum să nu mă place asta cum e? Așa toate am fine. Sunteți mamă și dumneavoastră, bănuiesc, nu? Da, am fost, da. Contextul ăsta. Asta. Ce mesaj aveți pentru frații Mazăre? Mulțumesc. Radu Mazăre a fost primarul Constanței, am fost PSD odată cu el, a fost arestat acum 7 ani sau 5. 7 ani sunt de când l-a arestat. S-a dus în Madagascar și are insula acolo, am fost și eu, fiindcă soțul meu a fost capitan de comandant de navă și mi-am luat de acolo un talisman de la un șaman. Să nu mă scoată pe mine din biserică, fiindcă eu îi cunosc pe toți. Nu l-am cunoscut pe Mihai, dar pe Radu și pe Alexandru îi cunosc, fiindcă am chefuit cu ei, se distrau mamaia cu fetele, făcea surfing. Și acolo eu mă duceam cu rudele mele din București. Eu nu sunt de aici, sunt din Sinaia. Ați venit special pentru... Am venit din Baia Mare, trebuia să plec la Ierusalim, am întrerupt, am venit cu avionul până la Cogălnicianu și de acolo am luat taxiul.